Constructorii lunii, aici Bugs. Ce zici, Marvin? Marvin? De pe Marte? Cu ce se putem ajuta, amice? Aha, bine. Venim cu viteza luminii. Avem treabă de făcut și o să dăm din codiță. Marzianul Marvin ne-a angajat să-i construim o cușcă pentru cățelușul său, K-9. Ca orice cățeluș și rață, K-9 are multă energie. Să ne gândim cum să arate cușca. Ar putea arăta ca o farfurie zburătoare? Perfect! Cu un dozator de mâncare. Așa cățelușul se poate hrăni singur. Cușca trebuie să aibă și coș cu jucării, așa că în aer poate consuma energia și jucăriile. Cușca asta e fabulosă! Vremea de cască! Construim, să construim, să construim, să plecăm. Luăm sculele și ne echipăm. Avem treaba acum și ne-am adunat. Hei! Va fi minunat! Hai acum, să fim imediat. Proiectul-i ca și rezolvat. Un pas mic pentru rață, dar unul mare pentru răsfăime. E mai grozav decât îmi imaginam. Ultimul pe Marte e un ou stricat. Câștig, câștig. Uimitor, am ajuns pe Marte. Aterizare perfectă. Wow! Pot să sar mult mai sus aici. Oh, constructor lunii, ce bine că ați sosit. K-9 m-a ținut treaz toată noaptea cu cheful lui de joacă. Rămân fără mobilă de ronțăit. Unde e blănosul? L-am găsit. Ce drăgălaș! K-9, e o cască spațială, nu o acadea. K-9! Șezi! Uf! Sus! Sus! Știu că mă port. Cine-i băiat bun? Cine-i băiat bun? Gata cu atâta joacă! Hai să construim cușca! Bine, echipaj spațial! Să găsim materiale de construcție! Putem folosi pietrele la spațiale, Marvin? Absolut! Și metale din pământ, dacă săpați. Oh, chiar sap! Super! Daffy, adu și pietrele și... Daffy? Încă se joacă cu K-9! O să profit de asta să-mi repar nava. K-9 i-a ronțăit aripile. Poți muta pietrele spațiale cu macaraua? Sigur că da! Eliberez spațiul! Și eu sap după metal! Ușa e terminată! Ușa de cățeluș e și de porcușor. Aport cu acoperișul! Oh, ce bine! Cușca lui K-9 arată splendid!